Bună seara, dragi prieteni! A fost o zi grea astăzi. Ultima chestie pe care am auzit-o și m-a înspăimântat, că speram să n-am dreptate și bine că n-am avut dreptate. Un alt spital care arde, a fost doar un incident minor la Sfântul Pantelimon. Am trecut acum pe acolo, o să trec chiar ca să vă arăt agitația de la Sfântul Pantelimon. Dar în momentul în care ne-am văzut astăzi cu Vlad Voiculescu, cu Ministrul Sănătății, fix asta am spus și asta am spus și în declarațiile de presă pe care le-am dat după. Se va întâmpla iar și iar și iar. Nu avem nicio garanție că mâine nu are loc un incendiu în alt spital important, în alt spital de fapt din România, pentru că în momentul ăsta circuitele electrice sunt supra-solicitate. La Matei Balș ar putea să nu fi fost vorba de circuite electrice, să fi fost vorba de tubul de oxigen, dar nu asta e important, ci starea spitalelor noastre. Imediat ajungem la Sfântul Pantelimon. Azi am avut iar zi de proteste, zi de discuții. V-am zis ieri că nu o să plecăm. Am stat 2 ore în fața Ministerului Sănătății și n-am plecat până nu ne-a primit ministrul Voiculescu. Și o să vă spun un pic mai târziu ce am vorbit cu ministrul Voiculescu. Ideea e în felul următor. A apărut azi o știre, incendiu la Spitalul Universitar din București. Asta a fost fake news, știre falsă. Acum la Pantelimon un scurt incident care i-au speriat, s-a spart un neon, i-au speriat pe cei implicați acolo. Sunt la Sfântul Pantelimon acum în fața spitalului. Și multe mașini, stai, mergi. E un jandarm aici, multă lume strânsă, stai un pic. Multă lume strânsă la declarații, tragi un pic aici. Doar o să vă arăt, dragi prieteni, de aici, din fața Spitalului Clinic de Urgență Pantelimon. Nu vreau să agitație aici, dar nu s-a întâmplat nimic. Agitație la Spitalul Pantelimon. E și Diana Șoșoacă acolo. Din fericire nu s-a întâmplat. Salut, salut. Din fericire nu s-a întâmplat aici la Spitalul Pantelimon nimic astăzi. Dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla. Mâine, poi mâine, răspoi mâine. Și asta nu înseamnă că nu trebuie luate acțiuni începând de astăzi. Nu știu dacă mă înțelegeți, nu are rost să... Nu s-a întâmplat nimic. Dar putea să se întâmple. Și n-a fost Sfântul Pantelimon astăzi, o să fie mâine, poi mâine alt spital și murim în spitalele din România cu toți. Un pic de buluceală și un pic de agitație aici în fața Spitalului Pantelimon. Din fericire și mulțumim lui Dumnezeu, aici nu s-a întâmplat astăzi nimic. Nu s-a pierdut nicio viață, pentru că viețile românilor contează. Dar
Asta nu înseamnă că la Spitalul Sfântul Pantelimon, la Spitalul Fundeni, la orice spital din țara asta, ce s-a întâmplat la Matei Balș, care era unul dintre cele mai bine dotate spitale, nu se poate întâmpla. Hai să dăm o tură și să mergem. De aceea, dragi prieteni, vreau să vă zic ce am făcut astăzi, ce am făcut ieri, ce trebuie să facem cu toții. Și vă rog, distribuiți live-ul ăsta, fiți alături de noi, suntem 11.300 acum în direct. Suntem la Spitalul Sfântul Pantelimon. Și astăzi, ministrul Vlad Voiculescu ne-a primit și a discutat cu noi, dar nu cred că a înțeles ce i-am transmis. Ce se întâmplă și toată agitația și toată frica românilor de spitalele din România sunt cât se poate de justificate. Este ce spune Gabriel Ioan Diaconu. Ideea este să nu se mai permită mafiei spitalelor să-și bată joc de viețile noastre și a copiilor noștri. E ceea ce ne dorim fiecare dintre noi. Trage un pic pe dreapta aici, înainte de semafor. Panica, frica și merge. Nu sunt o soluție în momentul ăsta. Agitarea inutilă nu e o soluție. Dar protestele sunt o soluție. Dorința noastră de schimbări radicale în sistem este singura care poate zdruncina acest sistem. Suntem mulți, suntem foarte mulți cei care ne dorim o schimbare. Poate nu avem toate răspunsurile acum, dar cu siguranță să permitem găștilor de profitori, viespilor, care au furat din bugetul public până acum tot, nu este o soluție. Soluția este să-i schimbăm pe toți cei care au fost la conducere în România până în acest moment. Aseară am protestat, azi au fost proteste, iarăși îndemn toți românii să protesteze. Trebuie să protestați fiecare dintre voi și trebuie să o faceți și online. Și pentru că sunt multe atacuri, că am îndrăznit să protestăm la fel cum v-am rugat pe fiecare dintre voi în timpul campanii electorale, să scrieți peste tot, la toate paginile, votez aur, votez aur, votez aur. Vreau să vă rog pe fiecare dintre voi să scrieți, susțin aur, susțin aur, susțin aur, susțin aur până în pânzele albe. Avem nevoie de susținerea voastră în această bătălie care este mult, mult mai grea decât poate să-și imagineze fiecare dintre voi. Avem nevoie de susținerea voastră, avem nevoie de comentariile voastre, avem nevoie de voi să fiți activi în continuare. Spitalele din România sunt în mare pericol, murim în ele. Suntem o mână de oameni care ne permitem să fim vocali, acum ne permitem să avem și o reprezentare parlamentară prin votul vostru. Avem nevoie de susținerea voastră. Astăzi, într-un minister al sănătății care arăta ca în anii 1980, cum arată și spitalele noastre ca în anii 1980, am văzut un ministru dezorientat, am văzut un ministru înfricoșat, care nu are soluții pentru România, din păcate. Nu vreau orice adversar politic să-l descalific, dar din păcate în acest moment Vlad Voiculescu nu mi s-a părut a avea soluții. Ne-a spus și a spus public că până în anul 2024 va pune fundațiile a 3 spitale regionale. 2024 este peste 4 ani. Noi vrem să se schimbe lucrurile radical, începând de mâine, pentru că am fost la Spitalul Pantelimon, se vorbea despre Spitalul Universitar din București. Toate spitalele din România sunt în situații mai rele decât la Matei Balș. Toate spitalele județene din România
toate spitalele județene din România, toate, sunt la nivelul de dotări ca la Piatra Neamț. Cu toții cei care au mai rămas în țară, pentru că sunt foarte mulți și voi ne urmăriți, mulți din diaspora, ne gândim dacă are rost să mergem într-un spital să ne tratăm și dacă nu murim cu zile acolo. E o mare problemă, nu e vorba de politică, nu e vorba de scaune, e vorba de viitorul acestei țări. Și de asta vă zic, avem nevoie de voi, oameni de aur, avem nevoie de voi de fiecare dată să spuneți susțin aur și avem nevoie de voi în momentul când vă chemăm să veniți. Ați venit la protestele de ieri și vă mulțumesc mult, a fost un număr cât de cât acceptabil. Suntem singurii care mai putem scoate în stradă în acest moment oameni, pentru că suntem dezamăgiți, suntem fragmentați, suntem separați și avem nevoie de voi să susțineți aur până la capăt. Am stat azi 2 ore împreună cu colegi de-ai mei parlamentari în fața Ministerului Sănătății până să ne primească ministrul Vlad Voiculescu. Am găsit acolo debandadă, am găsit acolo lipsă de viziune, am găsit acolo dorință de a tărăgăna și de a nu da date clare, date concrete și o lipsă de asumare. Avem încă oameni valoroși în țara asta care merită să conducă România. Vreau prin intermediul vostru, prin intermediul vostru al tuturor, să schimbăm această țară. Avem nevoie de voi, avem nevoie, spune cineva aici, de Băsescu. Băsescu stă și se uită acum și apare pe la televizor și spune că eu sunt certat cu Diana Șoșoacă. Nu mă vă mai uitați în gura lui Băsescu, lui Ponta, lui Tăricianu. I-am scos definitiv din viața politică românească. Nu mai stați să-i ascultați pe acești tâlhari care au o vină mare pentru tot dezastru care se întâmplă în momentul ăsta în România. Ei au furat banii noștri, ei ne-au furat viitorul, ei au distrus această țară. Avem nevoie mare de voi, de susținerea voastră. De mâine intrăm în sesiunea parlamentară, de mâine începem activitatea la Parlament. O să fie foarte, foarte greu în Parlament dacă nu vom avea susținerea voastră și dacă voi nu puneți presiune, așa cum puteți, din orice colț al lumii vă aflați. Avem nevoie de voi să fiți alături de noi și să taxați celelalte partide, să taxați figurile publice care sar pe noi. Cum a sărit Cristian Tudor Popescu, cum au încercat unele televiziuni să ne discrediteze, cum au venit cu invenții și cu scandaluri false împotriva noastră. Avem nevoie de voi să ne fiți alături, avem nevoie de voi să distribuiți acest live, avem nevoie de voi să distribuiți materialele pe care noi le facem, avem nevoie de voi să ne fiți alături. Avem nevoie de voi să comentați și să scrieți susțin aur. Avem nevoie de voi ca să ne menținem uniți toate degetele de la o mână. Avem nevoie de voi ca să reușim în această bătălie care va fi grea. Mulți o să încerce să ne dezbine, mulți o să încerce să ne denigreze, dar am fost singura voce în acest moment care am îndrăznit să protestăm în stradă și care am îndrăznit să ridicăm glasul împotriva a ce se întâmplă. Nu e posibil să-ți moară 7 români arși de vii în spital. În spital din București, foarte bine dotat. Matei Balci era foarte bine dotat. S-au băgat bani 25 de ani. Domnul străinul Cercel, ce ați făcut cu banii? E o altă întrebare care trebuie pusă. Și sunt spitale mult mai slab dotate în care mori cu zile. Noi am fost singura voce în aceste zile care am luat atitudine. O să încerce să împiedice deschiderea școlilor pe acolo. O să încerce să ne țină în continuare. Uite încolo. Da.
o să încerce să ne țină în continuare fără dreptul de a comenta, fără dreptul de a comenta față de chestii vizibile, fără dreptul de a comenta. În curând o să încerce, și l-am văzut în America, e o tendință să porți două măști, trei măști, că o mască nu e suficientă. O să încerce să ne spună că școlile nu trebuie deschise. O să încerce să ne fure în continuare din libertate. O să încerce în Parlament manevre pe care noi le vom demasca. De asta trebuie să ieșiți cu toții în stradă, de asta trebuie să comentați fiecare pe net, de asta trebuie să fiți alături de noi, pentru că suntem singura voce a românilor. Avem nevoie de voi. Eu vin după o zi grea. Am ieșit mai devreme de la o emisiune de televiziune. Voiam să mă duc acasă, am vrut să văd ce e la Sfântul Pantelimon. Din fericire și mulțumim lui Dumnezeu, n-a murit nimeni în seara asta la Sfântul Pantelimon, dar sunt bombe cu ceas. Și oamenii din sistemul medical ne scriu. Și mulți dintre voi ne-ați scris. De mâine începem sesiunea parlamentară. Avem nevoie de voi. De asta am pornit acest live. De asta și ăsta este apelul meu către voi. Am purtat discuții, am purtat un dialog cât de cât normal cu Vlad Voiculescu, cu Ministrul Sănătății. I-am cerut demisia. Delegația din partea noastră care a vorbit cu Ministrul Sănătății și cu consilierul acestuia, Bogdan Oprea, a încercat să îi spună faptul că noi renunțăm la subvenția alocată partidelor politice și nu o să luăm acei bani. Ne-au pus deja în cont, avem 300.000 de euro în cont, nu o să ne atingem de niciun leu. Noi ne organizăm în continuare cum ne-am organizat până acum, din cotizații, din donații, din contribuția și leuțul fiecăruia dintre noi. Noi prețuim fiecare leu. Și banii ăia pe care ni-au pus în cont, cu banii ăia vrem să construim un spital ca să dăm un exemplu. Am dat soluții Ministrului Sănătății și i-am cerut termene. Ce se face în 2 zile, ce se face în 3 zile. N-am primit aceste termene și o să ne ducem de la tribuna Parlamentului să cerem din nou aceste termene și să ne luptăm pentru români. Dar avem nevoie de voi. Nu mai putem repeta din nou și din nou și din nou și din nou aceeași poveste. Nu mai putem veni mâine la alt spital și să vedem că a luat foc ceva sau că a mai pierdut o viață de român. Viețile românilor contează. Vă rog pe fiecare dintre voi să ne fiți alături. Mă bazez pe fiecare dintre voi, uite, și văd multe, multe comentarii. Susținem AUR, exact cum v-am rugat, să scrieți peste tot. Susținem AUR, Dumnezeu să vă dea puterea de a schimba lucrurile, frânele există de prea mult timp. Aura Ștefănescu, mulțumesc, Aura. Vă salut din Italia și sunt alături de voi. Când voi veni în țară, sunt mai aproape de voi. Vă doresc multă putere, Sanda Toma. Să nu fie restricții pentru cei care nu vrem vaccinul corect și anularea măștilor, așa nu se mai poate. Mult succes, Florica Alexi, mulțumesc. Una din dezinformările, când am ieșit la declarații de presă, am zis că trebuie urgență națională pentru spitalele din România și pentru sănătatea națională. Și s-a încercat o dezinformare că domne Simion vrea implementarea stării de urgență. Nu despre asta e vorba. Ar trebui pentru sănătatea românilor o stare de urgență cu adevărat, pentru construcția în termen record de spitale. Nu stare de urgență în care noi să stăm închiși în casă. Noi trebuie să fim lăsați liberi, copiii noștri trebuie lăsați liberi, trebuie să producem pentru această țară și românii să fie lăsați să muncească la ei în țară. În sensul ăsta am zis că sănătatea și viețile românilor sunt o chestiune de sănătate națională. Ana Todiresei, și Câțu să dea socoteală, unde sunt cele 123 de miliarde de euro împrumutați? Nu-i lăsați așa ușor, nu-i lăsăm și mergem până la capăt. Sunteți mulți alături de noi și vă mulțumesc. Tatiana Brăcău, Curaj AUR, sunteți singurii care zgâriați urechile altor partide, avem nevoie de voi să ne reprezentați ca și partid și să fiți vocea poporului. Succes, AUR! Mulțumesc! Maria spune, nu ai văzut ce spunea
de la Antena 3 cât costă un spital, vă salut din Italia. Nu pot fi făcute spitale de 1 miliard de euro, ceea ce nu există în momentul ăsta. Pot fi făcute spitale de 4 milioane de euro, pot fi făcute spitale de 8 milioane de euro. Putem să dăm un exemplu. Noi, fiecare dintre noi putem să fim un exemplu, Tudor Manea, și cu un spital nu se rezolvă nimic, corect. Dar dăm exemple, fraților. Dăm exemplu că noi putem construi ceva și trebuie să construim, pentru că ăștia au distrus de prea multe ori. Susțin AUR, încă cineva, Tatiana Tărău, sper că nu credeți că Băse vă felicită. Nu mă interesează Băsescu, vreau să dispară din viața publică. Văd și mă bucură mesajele voastre. Susțin AUR, susținem AUR. Și noi susținem orice protest. Susținem AUR, uite, din Italia, mulțumesc. Vă salutăm, abia aștept să vin în țară, Elena Nichita, mulțumesc. Susțin AUR din altcineva din Italia, Ana Cârstea. Sunteți foarte mulți din Italia, din Spania, din Anglia, din Germania, din Olanda, din Belgia, alături de noi, din Elveția. Mulțumim, fiți alături de noi. Și da, suntem împotriva pensiilor nesimțite și pensiilor pentru parlamentari și primari, că unii ne acuză, de ce nu protestați? Suntem aici pe baricade, până la ultimul strop de energie. Suntem pentru țara asta. Suntem pentru confiscarea averilor, cum scrie Elena. Suntem alături de dezideratele acestui popor. Eu nu pot să-i fac pe alții care sunt bolnavi de ură să-i fac să ne înțeleagă și să-i fac să înțeleagă că vreau să merg până la capăt în această bătălie. Poate vom reuși până la capăt acest lucru. Poate vom reuși. Din Italia, vă salut, vă susțin și multă sănătate. Nicoară Vasilica. Fiecare mesaj pe care îl văd de la voi cu susțin AUR e pentru mine energie și motiv pentru a merge mai departe. De ce nu ne lasă presa și reprezentanții AUR în spital? Nu cred că avem neapărat ce căuta acum. Medicii trebuie lăsați să-și facă treaba, dar alta e problema, transparența e problema. Trebuie să fim, noi românii am devenit suspicioși pe orice, pentru că nu mai credem niciuna din vocile cu autoritate care ne spun altceva. Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru mesaje. Da, Băsescu este nociv pentru România. E unul dintre oamenii care au distrus România. Mulțumesc fiecăruia dintre voi. Vă salut. De mâine, de la ora 10, suntem în Parlament. Începem bătălia și din interiorul Parlamentului. Mă bazez pe fiecare dintre voi. O seară bună, dragi prieteni.